Vă salut, dragii mei! În această perioadă în Chișinău iau amploare multe proiecte de infrastructură în special. Fiecare obiectiv este inspectat de către colegii noștri, sunt grupe de monitorizare practic în fiecare sector și pe fiecare proiect distinct. La fel, pe toate șantierele ajung personal sau eu sau viceprimarii responsabili de domeniu și vrem să ne asigurăm că lucrările se vor realiza în termen, vor fi făcute calitativ. Strada Albișoara, ceea ce unii considerau că este practic imposibil să fie realizat ca și promisiune. Iată că lucrările sunt în toi, practic pe toate segmentele care sunt pe întreaga porțiune a străzii Albișoara, este vorba despre 4,2 km. Primul segment practic a fost finalizat aplicarea carosabilului, se lucrează acum la trotuare, la borduri, la sistemul de iluminat, au fost evacuate practic toate panourile. În această perioadă au fost făcute lucrări de reparații și desfundarea a rețelei de canalizare, majorarea capacității gurilor de captare pentru a evita cât se poate de posibil inundațiile pe viitor. Vrem ca această stradă să fie finalizată în această toamnă și să fie dată în exploatare, iar poate chiar o dată pe lună sau poate mai des să devină și una pentru practicarea sportului de masă, cum ar fi alergarea sau nemijlocit plimbatul cu bicicletă, trotinetă, dar chiar și pietonală sau evenimente pe care le putem organiza împreună. Îmi pare rău pentru acel disconfort care există în ceea ce ține de fluidizarea traficului. Știu că există ambuteiaje. Lucrăm împreună cu poliția ca să administrăm acest proces cât se poate de eficient. În această perioadă nu avem devieri de la graficul lucrărilor. Sperăm că toate condițiile climaterice vor fi favorabile pentru noi și pentru lucrătorii care sunt nemijlocit în teren. În prezent se lucrează și pe trotuarele Pușkin și Bodonie. Repet, este un efort comun împreună cu autoritățile centrale. Au fost identificate sume mari de bani în această privință pentru a putea pune în realizare aceste proiecte. Și astăzi ele deja sunt vizibile, spre exemplu, din acel volum de 44.000 de metri pătrați, 7.000 de metri pătrați au fost puși într-o perioadă foarte scurtă și urmează să finalizăm aceste lucrări cât de curând posibil. Avem situații diferite, unele mai deocheate, ați văzut dumneavoastră, am publicat și eu aceste imagini video cu furatul pavajului de către unii gospodari din municipiul Chișinău și vreau să vă atenționez că avem echipe de monitorizare pe fiecare sector. Dacă nu vreți să ne meriți la televizor sau la sectorul de poliție, vă rugăm totuși să păstrați bunurile municipale și să nu vă dedați tentații de a fura ceva din municipiul Chișinău. Tot pavajul care este ridicat, bordurile, inclusiv materialul asfaltic, este depozitat la întreprinderile municipale, luat la evidență strictă și deja redirecționat, spre exemplu, asta sancționat pentru două școli, mai mult de 1000 de metri pătrați de pavaj, care au solicitat să fie direcționat lor, iar ei deja urmează să vadă cum o să o amplaseze acolo unde au nevoie mai tare. Continuă lucrările în albia râului Bâc. După cum ați observat dumneavoastră, acesta a devenit mult mai curat. Și vreau să vă anunț că o să facem un proiect mult mai complex în continuare de amenajare. Și acum suntem în perioada de căutare a surselor financiare. Obiectivul nostru este să finalizăm mai multe proiecte în Chișinău către ziua orașului, pentru ca pentru toți să devină municipalitatea, repet, mai confortabilă. Referitor la stația depurare, așa cum cunoașteți dumneavoastră, noi am făcut tot posibilul ca să diminuăm substanțial din acel risc de apariție a mirosului. În ceea ce ține nemijlocit de stația depurare, zonal am acoperit acele lagune, trei mari lacuri, dacă vreți, cu peste 500.000 de tone de nămol neaerat de peste 12 ani de zile, ceea ce reprezenta o catastrofă ecologică. În același timp, tot ce se întâmplă la stația depurare legate de geotuburi sau de produsul nou zilnic al stației depurare este deodorat și dezinfectat pentru prima dată în acest sens. Local, la nivelul stației depurare, astăzi, practic, nu există miros urât. În acest context a fost foarte straniu să vedem că localizat prin Chișinău a reapărut mirosul. În Botanica de jos, la Ciocana sau chiar și în centru, grupele noastre de monitorizare au atestat acest lucru. Ceea ce este important, am constatat astăzi că peste 47 de agenți economici, mai mari și mai mici, din diferite industrii, începând cu prelucrarea peștelui și finalizând cu industria alcoolică,
astăzi devarsă în sistemele de canalizare, iar pe parcurs acestea ajung la stația de epurare. Diferite concentrații peste normele admisibile a produsului din ceea ce fac ei nemijlocit. Și este grav că avem unele norme depășite de peste 2000 de ori, altele de 10 sau sute de ori. Doi agenți au fost deja debranșați și preîntâmpinați că dacă vor continua tot așa, consecințele vor fi nu prea frumoase pentru ei. Pur și simplu va fi oprită capacitatea de producere. Atenționez și ceilalți agenți economici că nu va fi această abordare selectivă, toți absolut care încalcă, începând cu cei de top, vor fi debranșați și asta din cauza că cineva nu vrea să-și facă stații de preepurare sau să amenajeze teritoriul lor în conformitate cu legea. Repet, nu altceva. Legea, în acest sens, trebuie să stea în capul mesei. În această săptămână au fost redeschise școlile și grădinițele. Eu știu că a fost și emoționant și continuă să fie emoționant pentru cei care lucrează în sistem, pentru copii, pentru părinți, atât din punct de vedere pozitiv, cât și din punct de vedere mai puțin pozitiv. Au fost finalizate acele reparații care urmau să fie făcute în instituțiile educaționale, în acest an peste 100 de milioane de lei. Vreau să cunoașteți cât și pe partea de dotări necesare pentru a diminua din riscurile pandemiei. Astăzi am acționat atât pentru școli cât și pentru grădinițe. Pentru școli am direcționat 9 milioane de lei, iar pentru grădinițe 6 milioane de lei. Asta ar însemna că 981 de termometri au ajuns în instituțiile educaționale, 10 de mii de litri de dezinfectant și tot ce este nevoie suplimentar. Eu știu că există unele probleme la instituțiile educaționale care sunt la autogestiune. Vreau să ne anunțați orice este nesatisfăcător, după părerea dumneavoastră, în sistemul educațional. Noi vrem ca toți copiii să ajungă să poată să facă față acestei pandemii împreună cu părinții și împreună cu cadrele didactice și să învățăm normal, să putem să mergem la o grădiniță normal, chiar dacă acest lucru este foarte complicat. Începând cu ziua de luni, 7 septembrie, grădinițele vor reveni la un regim mai extins. Asta ar însemna de la 7.30 până la 17.30 și vrem ca să creăm acel confort pentru părinți care sunt în procesul de muncă. La fel, acum suntem în procesul de examinare a oportunității ca să creăm aceleași condiții mai prelungite pentru elevii claselor primare. Începând cu 7 septembrie va reveni și alimentarea copiilor la pachet în sălile de mese. Treptat vrem să revenim la alimentația copiilor de plină. Vă rugăm insistent să respectați în continuare acele recomandări ale medicilor și specialiștilor ca să diminuăm din riscurile posibile. Avem în continuare mare respect față de medicii noștri, jos pălărie pentru cei toți care sunt în halate albe și le dorim tuturor absolut multă sănătate. Împreună vom depăși această situație.